În această dimineață am dorit să ne uităm la Iona, capitolul 3, și cu ajutorul Dumnezeu să încheiem studiul acestei porțiuni de text. Și Iona, capitolul 3, ne prezintă această unică soluție pe care Dumnezeu ne-a dat-o, adică pocăința. Doresc să avem în această dimineață o privire de ansamblu asupra acestui pasaj și specific asupra ceea ce înseamnă pocăința, ceea ce face pocăința în viața noastră. Ne uităm de la versetul 1 și versetul 2 și vedem că pocăința este provocată de Dumnezeu. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetate ce mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Pocăința este inițiativa, întotdeauna este inițiativa lui Dumnezeu, este provocată de Dumnezeu. Este provocată de Dumnezeu pentru că mesagerul trimis acolo să vestească mesajul cu care el s-a dus acolo este al lui Dumnezeu, este trimis de Dumnezeu, este chemat de Dumnezeu, este împuternicit de Dumnezeu, mesagerul este al lui Dumnezeu, mesajul este al lui Dumnezeu, zice, vestește acolo stricarea. Nu știu, bă, Iona, gândește-te tu, ce crezi că i-ar mișca pe oamenii ăștia să se întoarcă la mine? Nu, Scriptura spune foarte clar. Vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Imaginația, ideile, filozofiile personale n-au absolut nicio treabă cu mesajul pe care Dumnezeu ne l-a dat să îl transmite oamenilor. Este un mesaj specific, da? Și Dumnezeu i-a dat. El a trebuit să se ducă cu încredere în Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat un mesaj lui Iona. Mesagerul este al lui Dumnezeu, mesajul este al lui Dumnezeu. Și ceea ce l-a mișcat pe Dumnezeu, ca să, dacă am putea să folosim limbajul acesta din perspectivă omenească, mânia lui Dumnezeu stă în spatele la toată această acțiune, pentru că vedem în special când oamenii aceștia încep să pocăiască că ei conștientizează. Au frica de Dumnezeu și conștientizează că Dumnezeu este mânios datorită păcatelor lor. Da? Totuși aici este un lucru interesant. Faptul că Dumnezeu este mânios nu excludă oferirea soluției. Da? Dumnezeu este mânios, totuși le dă la oamenii ăștia un timp de 40 de zile. Totuși le dă un timp de pocăință. Mânia lui Dumnezeu nu exclude oferirea soluției. Noi eram din fire copii ai mâniei, Efeseni capitolul 2. Dar Dumnezeu, care este îmbogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit. Numai în mintea unor oameni, dragostea lui Dumnezeu cu mânia lui Dumnezeu sunt în conflict. Nu, Doamne, dacă Dumnezeu ne iubește. Când vorbești despre mânia lui Dumnezeu, e reacționează. Dar Dumnezeu ne iubește. Bineînțeles că Dumnezeu ne iubește, dar Dumnezeu este mânios. Și eu nu beneficiez de dragostea lui Dumnezeu. Da? Dumnezeu este mânios, îmi oferă o soluție în dragostea lui, deci este mânios și are dragoste în același timp. Dumnezeu este mânios, îmi oferă în dragostea lui o soluție, dar eu nu beneficiez de dragostea lui Dumnezeu și rămân sub mânia lui Dumnezeu până în momentul în care cred și mă pocăiesc. Deci eu nu beneficiez de dragostea lui Dumnezeu așa, aiurea, da? Eu beneficiez, dragostea lui Dumnezeu are un impact în viața mea în momentul în care am crezut și m-am pocăit. Vedem așadar suficient de clar în textul acesta că pocăința este provocată de Dumnezeu, da? Am văzut provocarea pocăinței. Apoi ne uităm foarte pe scurt, că deja am studiat lucrul acesta în mare parte, la propovăduirea acestei pocăințe. Și iarăși peste tot în Sfânta Scriptură, dacă iei Scriptura de la Geneza și până la Apocalipsa, este peste tot o propovăduire, o chemare din partea lui Dumnezeu prin slujitorul lui la pocăință. Domnul Iisus a venit cu mesajul ăsta, apostolii au venit cu mesajul ăsta, înainte de cincizecime, după cincizecime, toată lucrarea apostolului Pavel este sumarizată chiar de el la un moment dat, că a propovăduit neamurilor pocăința, a propovăduit pocăința. Unica soluție a lui Dumnezeu pentru starea spirituală de păcat, starea morală, precarea de păcat, este pocăința. Dar această pocăință trebuie propovăduită. O propovăduim nouă, o propovăduim copiilor noștri, familiilor noastre, bisericii, o propovăduim lumii întregi, ca să ne cere Sfânta Scriptură. În această propovăduire a pocăinței, vedem că Iona se duce cu autoritatea suverană a lui Dumnezeu. Da? Scoală-te, du-te la Ninive. Deci este un lucru foarte important pentru noi. Noi nu ne ducem că credem noi, pur și simplu ne ducem că noi credem că lumea are nevoie de iertare și de pocăință. Noi ne ducem fiindcă Dumnezeu ne-a spus să ne ducem. Și dacă ne simțim la un moment dat nepotriviți, nepregătiți, poate ne simțim în minoritate numerică și așa mai departe, lucrurile astea s-ar putea să aibă un anumit impact în viața noastră, dar nu trebuie să
scoată din mintea noastră sau să acopere, să umbrească mintea noastră, care trebuie să înțeleagă că noi suntem sub autoritatea suverană a lui Dumnezeu. Dumnezeu este stăpânul întregului univers și noi ne ducem și predicăm pocăința și chemăm la pocăință, fiindcă așa ne-a spus El. Păi nu ne interesează, la propriu, nu ne interesează că oamenii nu acceptă lucrul acesta. Da, avem răspunsuri pentru lucrul acesta, dar în ultimă instanță noi trebuie să simțim că suntem sub autoritatea suverană a lui Dumnezeu. Dom'le, șeful Universului m-a trimis să profundez pocăința. Și asta e tot ce contează până la urma urmei. Eu nu știu, eu aș putea să inventez în dimineața așa, așa, liber, o grămadă de idei care puteau să-i treacă prin capul lui Iona. Cum, domnule, să mă duc eu singur la cetatea asta? O grămadă de lucruri care ai putut să-i treacă prin cap. Iona s-a dus la Ninive pentru simplu motiv că Dumnezeu l-a trimis acolo. Da? Și vedem în capitolul 4 că Iona avea suficientă credință în lucrarea Harului lui Dumnezeu. Știa el că, indiferent cât de nenorociți și nelegiuiți erau ăștia, că nu știau să deosebească stânga de dreapta, știa el că Harul lui Dumnezeu este atât de puternic încât poate lucra și în cei mai stricați oameni. Știa el. Așadar, autoritatea sub care ne ducem este o autoritate suverană a lui Dumnezeu. Păi este o acțiune sacrificială a lui Ion aici. Misiunea aceasta implică energie și efort. Da? Iona s-a dus într-o cetate foarte mare, cât o călătorie de 3 zile, și a început să pătrundă în oraș cale de o zi, strigând și zicând. Implică sacrificiu. Da? A ne duce și a spune și a chema oamenii și a mărturisi despre Domnul Iisus Hristos implică energie și efort. Implică energie și efort. Vedem la Iona de data aceasta, spre deosebire de capitolul 1, ascultarea lui nu este o simplă ascultare, că poți să asculți fără ca inima să fie supusă, da? Este o ascultare supusă, se duce, este ascultător, vrea să fie ascultător și poate că e unul dintre lucruri care ar trebui să le înțelegem cel mai bine. Dacă noi nu mărturisim pe Domnul Iisus, dacă noi nu chemăm oameni la pocăință, suntem în neascultare. Deci suntem în neascultare, la propriu. Este un păcat prin omitere, dar păcatul prin omitere nu este mai puțin vinovat decât un păcat prin comitere. Adică un păcat prin omitere e că nu fac ce ar trebui să fac, un păcat prin comitere este că calc o poruncă clară care mi-a fost dată în Sfânta Scriptură. Dar când Biblia îmi spune, mergeți în toată lumea și faceți ucenici, botezi și așa mai departe, și eu nu fac lucrul acesta, este un păcat prin omitere, dar este un păcat. Și nu este mai puțin vinovat decât unul prin comitere. Așa, la un moment dat, dacă gândești puțin filozofic, fiecare păcat prin omitere, pentru că este omiterea unei porunci, este o comitere, da? Este o comitere la propriu. A nu mărturisi pe Domnul, a nu chema oamenii la pocăință, a nu duce mesajul Evangheliei, este un păcat, este un păcat. Apoi vedem pe Iona că el însuși are această atitudine, a spune, spirituală, pentru că a simți pe pielea lui ce înseamnă Harul lui Dumnezeu. Eu cred că un motiv pentru care, să zicem, creștinismul nominal este atât de slab în evangelizare, este pentru că oamenii la propriu nu cred în Harul lui Dumnezeu. Sunt foarte multe variante. Vin la adunare, săptămâna asta am făcut una sau alta, Dumnezeu nu mă primește, Dumnezeu nu mă acceptă, iar luni am făcut nu știu ceva, l-am supărat pe Dumnezeu, Dumnezeu și El îi supăra pe mine, sunt sub mânia lui Dumnezeu, poate mi-am pierdut credința, poate mi-am pierdut mântuirea, poate mai este o șansă, poate... Și trăiesc oamenii într-un fel de amalgam din ăsta de sentimente, de dubii, de gânduri, de îndoieli. Cum un asemenea om care nu-i pătruns, nu-i afectat de harul nemărginit al lui Dumnezeu, de bogățiile harului Dumnezeu, cum un asemenea om să se ducă și să-i dea o veste bună altuia, care se află într-o stare mult mai rea decât el? Cum să se ducă? Când el trăiește. Și eu cred că diavolul face șantajul ăsta în viața la foarte mulți oameni. Oameni care trăiesc în vinovăție de zeci de ani de zile. Oameni care ba cred în Harul lui Dumnezeu, ba nu mai cred în Harul lui Dumnezeu. Iară cred în Harul lui Dumnezeu, iară nu cred în Harul lui Dumnezeu. Și trăiesc toată viața în șantajul ăsta emoțional, psihic, al conștiinței pe care îl face Satana în viața lor. Nu primesc libertatea Harului Dumnezeu și pentru motivul ăsta nici nu pot să spună și altora. Nici nu pot să spună și altora. Să nu mai spun că lucrul acesta de foarte multe ori este făcut de la amvoane. Adică unii chiar cred în lucrurile pe care le spun. Deci nu mă înțeleg, eu nu cred că unul stă acasă să spună, bă, fii atent, o să mă duc și șantajez pe ăștia emoțional la amvon cu niște versete scoase din context. Și o să le spun la ăștia că harul e așa, pleacă, vine ca ping-pong, cu amintea ping-pong, când într-o parte, când în alta. Nu cred. Omul chiar crede că harul Dumnezeu pleacă, vine, îi se dă, nu îi se mai dă.
Omul e vinovat înaintea lui Dumnezeu, e sub condamnare eternă a lui Dumnezeu. Acum nu mai este, după aia iar este. Omul chiar e convins de lucrul ăsta. Dar asta distruge la propriu capacitatea oamenilor de a spune altora. Da? Vedem, Iona este convins că Dumnezeu e milos, plin de îndulare, îndelung, răbdător și bogat în bunătate. Și că se căiește de rău. De ce? Pentru că s-a căit de răul pe care a început să-l facă lui Iona, trimițându-l, da, în pântecele acelui pește. Și este foarte important, cred că, să vedem lucrările Harului lui Dumnezeu și după momentul în care ne-am întors la Dumnezeu. La fiecare mărturisire a păcatelor noastre, când primim Harul lui Dumnezeu, experimentăm din nou același har care ne-a fost câștigat în Domnul Iisus Hristos. Același har care ne-a fost dat în momentul în care ne-am întors la Dumnezeu. Dumnezeu nu are mai puțin har atunci. Când am păcătuit din nou față de El. Când am păcătuit din nou față de El și El totuși ne iartă. Și apoi ne uităm la adresarea aceasta lui Iona. Este o adresare serioasă. Zice, Iona a intrat în cetate. Și este un cuvânt aici foarte important, repetat de vreo două ori. Iona a început să pătrundă în oraș cale de o zi, strigând și zicând. Îmi imaginez pe unii. Băi, Iona, dar care e problema? Și crezi, nu auzim dacă spui așa ușor? Domnul îi zice, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo. Deci, mă, învață-ți poezia și Iona putea să meargă. Ducă-ți ăștia, mă, să fie distruși. Bă, încă 40 zile și Ninive o fi nimicită, o să fie nimicită. Încă 40 zile, bă, n-aveți nicio șansă, încă 40 zile și Ninive nu o să fie nimicită. Ha, ha, ha. Asta era una. Dar Dumnezeu îi spune exact și cum să provodească. Du-te și vestește acolo strigarea. Strigarea asta arată cât de serioasă era treaba. Strigarea, modul în care Iona spune lucrurile, arată urgența, arată situația lor disperată în care se găseau. Da? Modul în care Iona propovăduiește și spune lucrurile acestea, arată cât de gravă era situația în care ei se găseau, cât de serios privea Dumnezeu starea în care ei se găseau și cât de urgentă era și necesară era schimbarea lor, transformarea lor. Este o adresare serioasă, este o adresare serioasă. Și mă întreb dacă, sau de fapt nu mă întreb, am un răspuns, da? Ai putea să o pui sub așa un fel de întrebare retorică. De ce oamenii nu iau în serios predicarea pocăinței sau predicarea Evangheliei, acolo unde există, într-o formă sau alta? Păi mult depinde și de adresarea, de felul în care prezint. Dacă eu sunt așa liniștit, flexat, fraților, cam ar trebui să ne pocăim, știți cum e? Acum, și tot mai râd, mai povestim, mai... Nimeni nu mă ia în serios. Nu are cum să te ia nimeni în serios, da? Felul în care spunem lucrurile lui Dumnezeu și vorbirea trebuie să fie duhovnicească și să reprezinte mesajul pe care îl transmitem. Adresarea lui Iona este suficientă. Nu a lipsit nimic. Noi dacă citim ce spune Iona aici, a început să pătrundă în oraș cale de o zi strigând și zicând încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită, dacă citim doar propovăduirea asta, am avea sentimentul că lipsește ceva de aici, nu? Ei, numai amenințare. E numai amenințare. Totuși, adresarea lui Iona nu a lipsit nimic. Din această adresare nu a lipsit nimic necesar ca să-i ducă pe acești oameni la pocăință. A fost suficient. Acum, noi știm în Noul Testament Evanghelia cum ne este descoperită prin Duhul Sfânt complet și trebuie să avem această încredere că este suficientă și că nu este necesar să contribuim cu nimic, că nu este necesar să o îmbunătățim, nu este necesar să o înjumătățim, nu este necesar nici să tăiem din ea, nu este necesar nici să adăugăm la ea. Și nici cu trecerea timpului nu este necesar să facem anumite schimbări, că ea n-ar fi suficientă. Trebuie să înțelegem, în momentul în care noi credem că Evanghelia Domnului Iisus Hristos nu poate schimba o anumită societate sau anumiți oameni din o anumită perioadă de timp sau din o anumită categorie de oameni. Dacă spunem că Evanghelia nu poate schimba oamenii, o anumită categorie de oameni sau oameni din o anumită perioadă de timp, lovim în suficiența Evangheliei la propriu. Dacă noi, vedeți, lucrul ăsta e foarte, diavolul este foarte viclean. Oamenii nu atacă suficiența Evangheliei spunând, mesajul Evangheliei care a provăduit Domnul Iisus acum 2000 de ani nu mai funcționează astăzi, frate. Sunt care spun așa, dar sunt mai puțini. Cum, ăia care sunt foarte sinceri și nu procesează bine ce vor să zică. Sunt unii, frate, nu mai merg, nu mai prinde azi la tine treburile astea. Nu mai merge, frate, cu alte lucruri trebuie să-i luăm. Nu mai merge Evanghelia astăzi la tine. Dacă nu merge Evanghelia astăzi, altceva nu o să le dau. Dar,
Nu se merge poate așa de deschis, ci încep să se folosească alte metode. Nu zicem că Evanghelia nu mai funcționează astăzi. Asta credem, dar nu o spunem, că ne dăm seama că sună aiurea. Nu spunem asta, dar folosim alte metode. Folosim alte metode. Și Iona putea, în orice situație, în orice perioadă în istorie, orice om putea să zică, domnule, nu funcționează pocăința la oamenii ăștia. Nu funcționează mesajul pe care Dumnezeu ne-l dă. E prea dor, domnule. Ăștia iau și mă ard aici pe rug dacă au ce le spun. Cum să mă zic eu să-i ameninț? Nu, domnule, nu mai merge astăzi. Trebuie să ai un mesaj pozitiv, domnule. Trebuie să ai un mesaj de încurajare. Trebuie să subliniezi dragostea lui Dumnezeu. Iona crede în acest mesaj că este suficient și este stabil în ceea ce provoduiește, da? Mesajul lui Iona, pe de altă parte, este simplu și clar, limpede și clar. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicit. Totuși, când vorbim de propovăduirea pocăinței, eu cred că în mesajul lui Iona sunt implicite anumite aspecte care poate la prima vedere nu le-am observat. Și nu știu, textul nu ne spune dacă unul sau altul nu l-a oprit pe Iona și l-a întrebat, băi Iona, la ce te referi? Și eu cred că dacă l-ar fi oprit pe Iona, și probabil că l-o fi oprit cineva să-l fi întrebat, nu cred că Iona a spus, băi, n-am timp de voi, eu mă duc în treabă. Băi Iona, cum să ne pocăim? Nu contează, eu fac treaba și plec acasă. Nu cred că lucrurile stau așa, mai ales că felul în care oamenii aceștia se pocăiesc este exact felul pe care Dumnezeu îl cere în Sfânta Scriptură în ceilalți profeți. Deci este foarte probabil că oamenii aceștia au discutat cu Iona din interesul lor sincer de a se întoarce la Dumnezeu, din lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în ei. Oamenii l-au oprit. Iona, la ce te referi? Ce înseamnă treaba asta? Cum să ne întoarcem? Ce să facem ca Dumnezeu? E vreo posibilitate ca Dumnezeu să se oprească? E vreo posibilitate ca Dumnezeu să nu distrugă cetatea? Cum să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu? Și este foarte, foarte, foarte probabil că Iona le-a dat detalii. Că oamenii ăștia, cum să zic, se pocăiesc după carte. Exact după Sfânta Scriptură. Însă, mesajul specific acesta al lui Iona are câteva implicații care la prima vedere s-ar putea să nu le vedem. Mesajul lui Iona implică confruntarea păcatului omului, da? Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. De ce va fi nimicită? Nu de bun ce erau. Implică automat mesajul acesta că oamenii aceștia aveau o problemă cu păcatul lor, da? Automat când Dumnezeu zice, când Iona spune Dumnezeu vă va nimici, Iona spune sunteți păcătoși. De asta Dumnezeu vă va nimice. Împăratul înțelege foarte bine lucrul acesta. Dar noi încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Păi Iona nu spune nimica de păcatul lor. Implicit spune de păcatul lor, că Dumnezeu nu nimicește o cetate așa iurea. Și împăratul înțelege lucrul acesta pentru că împăratul spune în felul următor. Oamenii și vitele să se acopere cu sas, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor ce are și de la faptele lor de asuprire de care le sunt pline mâinile. Și tot el spune și cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi dacă nu își va opri mânia lui aprinsă. Deci el spune să se întoarcă oamenii la faptele lor rele că Dumnezeu e posibil să-și retragă mânia. Adică împăratul înțelege foarte clar mânia lui Dumnezeu se descopere datorită păcatului lor. Așadar, mesajul lui Iona implică confruntarea păcatului omului. Mesajul lui Iona implică o caracterizare precisă, clară a purității lui Dumnezeu. Îi păcat în cetate, Dumnezeu nimicește cetatea sau își varsă mânia peste cetate, ceea ce înseamnă că Dumnezeu are o problemă cu păcatul. Da? Că lui Dumnezeu nu-i place păcatul. Că Dumnezeu este o ființă pură, este o ființă sfântă, este o ființă dreaptă. Este o ființă care nu poate vedea păcatul, care nu poate suporta păcatul. Implică așadar nu doar confruntarea păcatului, ci caracterizarea sfințeniei lui Dumnezeu, portretizarea, predicarea sfințeniei lui Dumnezeu. Mai implică ceva, implică condamnarea păcătoșilor. Iona confruntă păcatul, îi face să înțeleagă că Dumnezeu este sfânt, că Dumnezeu este drept și datorită acestui lucru, când există un om păcătos și un Dumnezeu sfânt, trebuie să existe o condamnare, automat, adică a oamenilor. Și lucrul acesta este clar în mesajul lui Iona, Ninive va fi nimicită. Totuși, este un lucru foarte important, implică aici mesajul lui Iona și chemarea la pocăință. Dom'le, de ce le-a dat Dumnezeu, cum mulți zic, nu, Iona nu i-a chemat pe oameni la pocăință aici, nicăieri. Unii vezi tu în Biblie aici, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită, unii chemarea la pocăință. Acum, să gândim puțin. Dumnezeu zice încă 40 de zile. De ce încă 40 de zile? Numai așa să, deci, nu că să nu fiți nimiciți așa ușor. Să stați întâi 40 de zile în teroare. 40 de zile să vă fie frică. Oricum vă nimicesc și nu este nicio șansă de recuperare. Dar să simțiți înainte 40 de zile, să fiți așa
turmentați de groaza asta. Cine ar putea să gândească așa ceva despre Dumnezeu? Cine ar putea să gândească așa despre Dumnezeu? Automat. Și oamenii aceștia, nu că speculează prin credință, aș putea să zic, faptul că acest timp este un timp care le este dat pentru pocăință. Pentru pocăință. Acum e foarte interesant, oamenii ăștia nu zic, mă, dacă sunt 40 de zile, ne pocăim exact în ultima zi, mai avem încă 39 de zile să o facem lată. Bă, tragem niște bețiși, niște curviși, niște hoții, omorâm pe toți care avem de omorât în astea 39 de zile, că oricum avem 40 de zile. Da? Deci nu gândit. Eu am auzit și m-a deranjat extraordinar de mult părinți de copii credincioși care a zis, lasă că-i mic, lasă că-i abia adolescent, lasă. Ce? Nu, lasă, nu-i acum, nu-i băga în cap acum lucrurile astea. Lasă să bucure de viață. Adică el, cu alte cuvinte, spune un om care pretinde că a înțeles sfințenia lui Dumnezeu și care că e născut din nou și care are Duhul Sfânt, el spune despre copilul lui, lasă să mai cu o travă aia în sufletul lui, lasă să mai bucure de păcat. Că ce altceva spui când spui că pentru el e prea devreme să se pocăiască? Ce altceva spui? Ce trebuie să aibă în minte un om care spune așa ceva? Eu am auzit eu oameni care au spus lucrul acesta. Am fost o situație când o fetiță chiar a experimentat, din punctul meu de vedere foarte clar, lucrarea nașterii din nou, a fost evident, dar nu avea vârsta stabilită în adunare. Știți care o stabilește adunarea? Este o discuție și pe marginea la lucrul acesta. Nu zic că ne apucăm de botezat prunci de 4 ani sau 5 ani acum. Dar argumentul oamenilor nu a fost, domnule, e prea tânără și nu înțelege Evanghelia. Nu ăsta a fost argumentul, pentru că pentru toți a fost evident că a înțeles Evanghelia și că s-a pocăit și că s-a întors la Dumnezeu. Argumentul a fost că cineva, își ratează tinerețea, își pierde, are anii ăștia de adolescență, cum să dea anii ăștia pentru pocăință și lucruri religioase? Cum poate spune cineva din adunare așa ceva? Adică viața trăită fără Dumnezeu în tinerețe este mai bună decât viața trăită cu Dumnezeu în tinerețe? Adică l-avea pe Dumnezeu în tinerețe e mai rău decât a nu-l avea? Deci este la propriu aberant, este la propriu aberant. Oamenii ăștia, vedem că reacționează la predicarea lui Iona imediat, încă din prima zi, da? Ne-am uitat la provocarea pocăinței și vedem că inițiativa vine de la Dumnezeu. A fost această propovăduire, care este necesară, propovăduirea pocăinței. Și apoi, și data trecută, și acum ne uităm în câteva momente la practicarea pocăinței. Și Scriptura ne dă aici două modele de pocăință. Avem întâi modelul acestor oameni, locuitori din cetatea Ninive, felul în care ei s-au pocăit, s-au încrezut în Dumnezeu, au împărtășit această experiență a postului, au vestit un post, da? Au chemat pe alții la post. Este foarte important lucrul ăsta, au chemat pe alții la post. Aș putea spune că dacă eu experimentez cu adevărat pocăința, este aproape imposibil să nu-mi pese de ceilalți care s-au aflat în aceeași stare ca și mine. Adică dacă eu am fost în păcat, m-am pocăit, am înțeles mânia lui Dumnezeu, am înțeles și dragostea lui Dumnezeu, am înțeles și condamnarea lui Dumnezeu, am înțeles și harul lui Dumnezeu și dacă eu mă întorc la Dumnezeu, aș spune că este imposibil să rămână lucrul acela la mine. Este imposibil să văd pe un alt om care a fost în aceeași stare ca mine, care știu că se află sub aceeași condamnare și să nu-mi pese de lucrul acesta. Oamenii ăștia nu i-a interesat. Dar ce o să zică el alții despre mine? Hai bă, o faci tu acum pe pocăitul? Niciunul nu și-a pus problema asta. Numai noi stăm pe bancă, nu ne ducem să facem nimic, noi facem noi niște filozofii, procesăm noi niște lucruri. Și chiar dacă ar spune, n-ar fi niciun fel de problemă. Dar chiar dacă ar spune, n-ar fi niciun fel de problemă. Dar oamenii ăștia nu gândesc așa. Oamenii ăștia zice, au înțeles mesajul lui Iona și au vestit un post. Da? Au făcut public lucrul ăsta, atât de public că a ajuns la urechile împăratului foarte repede. Doamne, trebuie să ne pocăim. Când eu iau în serios pocăința, o voi lua cu atât de mare seriozitate, o voi privi cu atât de mare seriozitate, încât voi spune și altora despre lucrul acesta. Dacă eu m-am pocăit, cu siguranță voi împărtăși și cu alții, da? Au împărtășit cu ceilalți lucrul acesta, s-au îmbrăcat cu saci ca o formă de smerenie, de supunere înaintea lui Dumnezeu, da? De plângerea păcatului lui. Acesta este simbolul aici, descris foarte clar. După ce ni se prezintă modelul acestor oameni, ni se prezintă modelul conducătorului, modelul împăratului. Omul acesta, el însuși se pocăiește
Și apoi extinde pocăința în restul împărăției lui, în restul cetății. Uitați-vă la experimentarea pocăinței lui. E foarte important să înțelegem ce face el aici. Lucrul acesta a ajuns la urechea împăratului și omul acesta, în primul rând, recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu. El spune în Scriptura primul lucru pe care îl face. El s-a sculat de pe scaunul lui de domnie. Omul acesta respinge autonomia personală. Până în momentul ăla a făcut ce a crezut el, ce a știut el, și lucrul acesta se aplică pretutindeni. În momentul în care un om se pocăiește, recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu. Când recunoști suveranitatea lui Dumnezeu, trebuie să respingi autonomia, independența personală. Fără doar ce poate. Pentru mine nu există niciun fel de dubiu, că un om care se pocăiește și se apleacă sub suveranitatea lui Dumnezeu nu mai face niciun fel de discuție pe marginea libertății voinței. Niciun fel de discuție. Înțelege? Dumnezeu e suveran, Dumnezeu face ce vrea El, Dumnezeu ne poate face praf și pulbere, ne poate distruge, respingem autonomia personală, încercarea de a trăi în independență de Dumnezeu. Da? Asta face primul lucru. Al doilea lucru, el recunoaște stricăciunea în care se află poporul. Spune Scriptura foarte clar. De ce face el toată treaba asta? Zice, oamenii și vitele se acopere cu sași și se strige cu putere către Dumnezeu să se întoarcă de la calea lor ce are și de la faptele lor de asupriri de care le sunt pline mâinile. Da? Foarte interesant că nici el n-are un mesaj pozitiv pentru popor. Ce mesaj pozitiv pentru popor să ai când el trăia în păcat? Ce mesaj pozitiv, da? Recunoaște stricăciunea poporului și recunoaște starea lor disperată. Spune Scriptura, cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu va opri mânia lui aprinsă ca să nu pierim. Deci omul ăsta înțelege că oamenii aceștia se aflau într-o stare disperată. Acesta este lucru care mi se pare că lipsește astăzi din predicarea Evangheliei sau din chiar acest punct precis din Evanghelie, chemarea la mântuire. Oamenii nu cred că înțeleg că se află într-o stare disperată. Oamenii nu ajung să înțeleagă și să simtă chiar, să trăiască sufletește acest lucru, că se află sub condamnarea și mânia lui Dumnezeu. Pentru că nu-ți mișcați de lucrul ăsta, da? Și omul fuge spre pocăință, fuge la Dumnezeu doar în momentul în care înțelege lucrul acesta. Dom'le, starea mea este disperată. Eu nu fac o afacere cu Dumnezeu aici. Aș vă repet această chemare la pocăință cu toate ghilimele de rigoare. Vă dau o săptămână, ziceți să vă gândiți. Voi sunteți în control destinului vieții voastre. Vă dau o săptămână să vă gândiți la viața voastră și să veniți duminica viitoare să luați o decizie. Aia nu-i pocăință. Deci aia este o travestire și o bajocorire a pocăinței biblice în ultimul hal. Aia nu este pocăință. Bă, bine bă, o să mă duc acasă să mă gândesc. Asta că stea ăștia la un pahar, ăștia din Nive, bă, ce credeți voi despre mesajul lui Iona? Da, bă, interesant. Aia nu-i pocăință. Oamenii aceștia au fost cuprinși de frica lui Dumnezeu. Oamenii aceștia au înțeles că se află într-o stare disperată. Oamenii din jurul nostru care nu-L cunosc pe Dumnezeu se află într-o stare disperată. În orice fracțiune de secundă, oricare dintre ei ar putea plonja în iad. Oricare dintre ei. Da? Adică înțelegem lucrul ăsta. Pentru ei era 40 de zile. Pentru noi și pentru oamenii de asta s-ar putea să nu mai fie nicio oră, nici un minut, nici jumătate de oră. Adică la propriu ar putea fi copiii noștri, ar putea fi frații noștri, ar putea fi pentru unii părinții noștri care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Adică e chiar atât de gravă. Într-un fel noi ne-am anesteziat că n-are cum să moară, n-are cum să vină Domnul. Viața merge înainte cumva. Asta nu se poate întâmpla nimica. Omul e sănătos, e bine, am timp să vorbesc cu el. Dar nu este așa. Viața tuturor oamenilor este la risc maxim continuu. Ei se află într-o stare disperată. Și noi ar trebui să le comunicăm clar lucrul ăsta. Că noi credem lucrul acesta. Întrebarea este dacă chiar îl credem, da? Și dacă ne urmărești acest sentiment. Și atunci propovăduirea noastră, mărturisirea noastră va fi însoțită de un sentiment al urgenței. Da? De un sentiment al urgenței. Omul ăsta experimentează pocăința, omul ăsta extinde pocăința spre ceilalți. Vedem exact același lucru ca și la oamenii din Ninive. Ei se pocăiesc și spun și altora despre pocăință. Împăratul, el se pocăiește, renunță la poziția lui, la suveranitatea lui acolo locală, la prestigiul lui social, mantia care arăta că este un împărat, la privilegii și lucruri esențiale pentru viață, da? S-a acoperit cu un sac și a șezut în cenușă
Șederea în cenușă, într-un fel, prevestea pentru toți că Ninive va fi nimicită. Asta e cenușa, distrugere, da? Ardere totală, distrugere totală. Când ăștia se pun în cenușă, zic, băi, suntem terminați cu totul, la propriu. Noi suntem terminați, nu mai avem nicio șansă, da? Omul acesta extinde pocăința, da? Nu doar experimentează el pocăința, ci extinde pocăința la ceilalți printr-un decret pe care îl dă împreună cu conducătorii din Ninive, da? Din porunca împăratului și mai marilor lui, ei au vestit următoare. Oamenii și vitele, boii și oile, să nu guste nimic, să nu pască și nici să nu bea apă deloc. Și oamenii și vitele să se acopere cu sași și să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor cerea și de la faptele lor de asuprire de care le sunt pline mâine. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu își va opri mânia lui aprinsă ca să nu pierim. Foarte important. Toată mișcarea aceasta spirituală care se întâmplă aici, reforma aceasta spirituală, trezirea aceasta spirituală aici, este născută dintr-o conștientizare a faptului că ei se află sub mânia lui Dumnezeu. Și mie asta mi se pare că se ia astăzi foarte de apucat și se tratează foarte superficial acest aspect. Mânia lui Dumnezeu. Evanghelia nu este Dumnezeu te iubește. Asta nu este Evanghelia. Dacă ați spune ce v-am spus eu acum, m-ați cita, așa, să-i spui la foarte mulți pocăiți care merg de 20-30 de ani la Dumnezeu și spune Evanghelia nu este Dumnezeu te iubește, s-ar uita la tine înfiorat. Bă, voi ați nebunit? Bă, vă stricat de cap, ați luat o razna? Păi cum, frate, de când se fac cruciade de evanghelizare în țara asta, de când e lumea asta să predică Dumnezeu te iubește și are un plan minunat pentru viața ta? Cum îmi spui tu mie că asta nu este Evanghelia? Nu, aia nu e Evanghelia. Aia nu este Evanghelia. Evanghelia cuprinde dragostea lui Dumnezeu pentru om, fără doar și poate. Dar nu așa începe Evanghelia. Și nu asta, dacă la atât ai redus Evanghelia și asta înțelegi tu de Evanghelie, aia nu este Evanghelia. Aia nu este Evanghelia. Uitați, oamenii aceștia nu zic, ha, Dumnezeu ne iubește, da, fain, extraordinar. Nu, oamenii aceștia zic, poate că Dumnezeu se va întoarce și se va căi. Poate că Dumnezeu își va opri mânia lui aprinsă, mânia lui aprinsă. Ca să nu pierim. Ăsta este mesajul Evangheliei. Ascultați-mă, ăsta este mesajul Evangheliei. Mânia lui Dumnezeu este aprinsă datorită păcatelor noastre și dacă Dumnezeu nu se îndură de noi oameni care ne pocăim acum, noi vom pieri. Asta este Evanghelia. Evanghelia, dacă citiți evanghelizările apostolilor în Cartea Faptelor Apostolilor, de exemplu, care sunt niște sumaruri a evanghelizărilor lor, da? Niște sumaruri a unor mesaje pe care le-au ținut, vedeți clar confruntarea păcatului, vedeți foarte clar că îi pun sub autoritatea, sub suveranitatea, sub mânia lui Dumnezeu, vedeți foarte clar un accent pus pe faptul că Domnul Iisus Hristos este judecătorul celor vii și celor morți și va face o judecată cu toți oamenii, cu toți oamenii. De ce este important acest aspect, la numai așa, negativ al Evangheliei? Omul nu va fugi la Domnul Iisus Hristos decât dacă conștientizează că are nevoie de Domnul Iisus Hristos. Și nu va conștientiza că are nevoie de Domnul Iisus Hristos dacă înțelege că se află sub mânia lui Dumnezeu, că se află într-o stare disperată, că mânia lui Dumnezeu este aprinsă. Dragostea lui Dumnezeu pentru oameni nu anulează mânia lui Dumnezeu. Este foarte interesant. Ăștia zic, da, Ioan 3:16, versetul de aur a Bibliei, Ioan 3:16, da, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede, vai câtă discuție ai cu unii, oricine frate, nu oricine, asta înseamnă că crezi în universalism, da? Că toți la propriu, toți oamenii se vor duce în împărăția lui Dumnezeu, ceea ce este fals, este eretic la propriu, oricine crede să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Oricum, pe lângă versetul 16 din Ioan 3, mai există până la versetul 36, da? Până la versetul 36. Și ultimul verset, 36, spune în pasajul acesta în felul următor. Cine crede în Fiul are viața veșnică. Repet într-un fel tema din versetul 16, versetul 36, repetă tema din versetul 16. Cine crede are viața veșnică. Mai este o variantă. Dar cine nu crede, nu va vedea viața. Și ascultați, ci mânia lui Dumnezeu, nu zice va veni peste el. Rămâne peste el. Asta înseamnă, dacă rămâne, este înseamnă că el
este sub mânia lui Dumnezeu. Întrebarea asta este următoarea. Eu îi spun omului, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, sau îi spun, mă, fii atent cum e treaba. Tu ești sub mânia lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu este revelată în Domnul Iisus Hristos și ai parte de ea doar dacă l-ai pe Domnul Iisus Hristos. Dacă te încrezi în Domnul Iisus Hristos, altfel nu beneficiezi ea. Ea este revelată de plin în persoana Domnului Iisus. O vezi, este acolo la cruce, la calvar. Mântuirea este procurată în chip desăvârșit în Domnul Iisus Hristos. Ca să beneficiezi de ea, trebuie să te încrezi în El, trebuie să te întorci la El. În momentul de față, nu ești întors la Dumnezeu, tu te afli sub mânia lui Dumnezeu. Îți este oferită dragostea lui Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos. Te chem la dragostea lui Dumnezeu revelată în Domnul Iisus Hristos. Dar tu ești sub mânia lui Dumnezeu. Pentru că oamenii trebuie să experimenteze această frică de Dumnezeu. Oamenii trebuie să experimenteze faptul că se află într-o stare disperată. Oamenii trebuie să înțeleagă lucrul acesta. Este fundamental, este fundamental. Negativ, ei conștientizează că merită mânia lui Dumnezeu, da? Pozitiv, împăratul spune în felul următor. Ia auziți ce zice el aici. Ci oamenii și vitele să se acopere cu saci și să iau o decizie. În 7 zile, vă dau 7 zile să luați o decizie, sunteți în control destinului sufletelor voastre, luați o decizie pentru Dumnezeu. Și împăratul să toată cetatea Ninive aici. Hai! Cine vrea să urmeze pe Domnul Iisus? Am văzut și mâna ta, corul încă o cântare. Refrenul, repetați refrenul că poate cineva e mișcat. E ultima chemare, da? Nici vorbe de așa ceva. Pentru că mesajul pe care Iona l-a dus a fost mesajul lui Dumnezeu și pentru că a fost predicat corect, mesajul acesta a făcut lucrarea pe care Dumnezeu a intenționat-o să o facă în viața acestor oameni. Și n-a fost nevoie de măscăriși din ăștia care să facă pseudo-chemări la mântuire acolo. N-a fost nevoie. Pentru că acolo a fost o lucrare spirituală profundă. Și v-aș spune următorul lucru. Dacă la o evanghelizare, da? În care se folosesc metode de manipulare și de metode din astea psihologice. Dacă cineva, la propriu, ar fi atins cu asemenea putere de Dumnezeu, ca în cartea Iona, și l-ar striga la propriu acolo, Doamne, ai milă de mine, Doamne, salvează-mă! Vă întreb, credeți că l-ar mai pune unul să ridice mâna sus? Auzi, bă, stai că nu e asta metoda pe care noi o aplicăm, da? Văd că te-ai pocăit și bănuiesc că ești sub cercetarea lui Dumnezeu. Te rog, las-o, mai că tine el așa, da? Bă, vreau să te întreb, vrei să mergi pe Domnul Iisus? Trebuie să ridici mâna dacă vrei. Mai spune cineva, nu, ar vedea atât de profund lucrarea lui Dumnezeu în el, încât toate lucrurile astea n-ar mai avea niciun fel de valoare. Dar pentru că nu avem varianta biblică a pocăinței, inventăm noi o pocăință în asta foarte fizică, da? Care e foarte nesufletească, foarte slabă în cercetare, foarte slabă în impactul pe care îl are în viața omului. Inventăm o pocăință din asta fizică, care până la urma urmei înșeală oamenii. Scriptura spune să strige cu putere către Dumnezeu, da? Să solicite de la Dumnezeu scăpare. Spurgeon spunea în felul următor, motivul pentru care oamenii trebuie chemați la mântuire, oamenii trebuie presați într-un anumit fel, dar nu trebuie presați exagerat. Zice el, este pentru că omul este rănit în conștiința lui când este atins de Duhul lui Dumnezeu și dacă crezi în lucrarea Duhului lui Dumnezeu, lasă să se ducă acasă, că Duhul lui Dumnezeu se ocupă de el și îl macină acasă, da? Odată ce s-a predicat mesajul Evangheliei corect și lucrarea Duhului Dumnezeu începe să se facă în viața unui om, Duhul Sfânt o va face și o va face mult mai sigur când este el singur, în intimitate cu Dumnezeu. Da? Și mult mai sigur acolo se va proșterne înaintea lui Dumnezeu. Și mult mai sigur acolo se va arunca cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu și va cere mila lui Dumnezeu. Da? Să strige cu putere către Dumnezeu să se întoarcă de la calea lor cerea. Este un lucru foarte important. Oamenii care se întorc la Dumnezeu, se întorc la Dumnezeu înțelegând că Dumnezeu este unica variantă viabilă, este unica variantă de scăpare. Dacă noi predicăm sau dacă dăm mesajul Evangheliei într-un asemenea mod încât le lăsăm oamenilor senzația că poate să mai continui așa, că cumva pe undeva ar mai putea exista și vreo altă șansă, că nu e chiar așa de urgent, nu ne putem aștepta să vedem efectele astea. Da? Nu ne putem aștepta să vedem efectele astea. Oamenii aceștia înțeleg, Dumnezeu este singura variantă. Și este un lucru foarte important aici și interesant. Oamenii aceștia se sprijină total pe mila lui Dumnezeu. Împăratul zice așa, cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu își va opri mânia lui aprinsă ca să nu perimi. Foarte interesant, omul acesta nu ia de apucat mila lui Dumnezeu. El zice, e posibil ca Dumnezeu să ne ierte. Dar nu ia de apucat. Păi știi sigur că Dumnezeu ne iartă dacă ne pocăim.
Noi știm sigur că dacă ne întoarcem la el ne pocăim. Înțelegeți? E atât de umanizată iertarea. E atât de umanizată întoarcerea la Dumnezeu. E atât de neduovnicească. Parcă nu există niciun fel de relație cu Dumnezeu. Parcă nu există niciun fel de impact al mesajului Dumnezeu în viața omului. Să zicem, cine știe? Adică omul ăsta se bazează, se sprijine total pe mila suverană a lui Dumnezeu. Și acest lucru este foarte slab înțeles sau deloc înțeles astăzi. Când oamenii spun în felul următor, dar Dumnezeu nu-i drept când nu dă mila lui la toți oamenii. Dar Dumnezeu nu-i drept să nu fi dat. Dom'le, n-ai înțeles ce înseamnă mila lui Dumnezeu. Mila lui Dumnezeu înseamnă că toți oamenii merită să se ducă în iad și dacă Dumnezeu i-ar lăsa să se ducă în iad, Dumnezeu ar fi sfânt și drept, impecabil în sfințenia lui, unic în sfințenia lui în continuare. Și dacă Dumnezeu dă milă cetății Ninive și nu dă milă unei cetăți de lângă, nu face niciun fel de diferență. Mila lui Dumnezeu este suverană. Oamenii aceștia nu zic, noi ne pocăim și cu siguranță Dumnezeu este obligat să ne ierte. Asta e mentalitatea. Doamne, dacă te pocăiești, sigur te iartă Dumnezeu. Cumva îl obligi pe Dumnezeu. Îl obligi pe Dumnezeu să te ierte. Pentru că tu ai aplicat formula corectă. Dar nu este așa. Oamenii aceștia depind total de mila lui Dumnezeu. Oamenii aceștia arată că sunt la mila lui Dumnezeu. Doamne, suntem la mila ta. Faci ce vrei cu noi. Noi nu putem impune nimic ție. Dacă vă întreb, dacă ei continuau în starea aceasta și Dumnezeu ar fi nimicit cetatea Ninive, era Dumnezeu drept? Nu Dumnezeu obligat să ierte pe nimeni, mă înțelegeți? Nu Dumnezeu obligat să îndepărteze niciun fel de consecință. Că Dumnezeu dinainte a stabilit că atunci când dă mesajul Evangheliei și cheamă oameni la mântuire, Dumnezeu a stabilit ca să ierte, este cu totul altceva. Dar este suveranitatea lui Dumnezeu. Este mila suverană a lui Dumnezeu. Că așa a vrut El. Că așa a hotărât El. Oamenii aceștia nu iau de apucat. Oamenii aceștia nu iau de apucat mila lui Dumnezeu. Nu iau de apucat mila lui Dumnezeu. Dar vedem aici și nu doar că se sprijină pe mila lui Dumnezeu, doar că solicită de la Dumnezeu la propriu această scăpare, iertare, ci ei au și o anumită speranță, că împăratul, mesajul pe care le dă, inoculează un sentiment de speranță, o sămânță de speranță în inimile lor. Zice, cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu, se va căi, dacă nu-și va opri mânia lui aprinsă, ca să nu perim. Deci există o speranță acolo. Ăștia nu se pocăiesc așa, joacă la loto, da? Dacă iasă bine, da, mai siguri că nu o să iesă. Da, sperăm că o să iesă, da? Un sentiment, o sămânță de speranță este aici, că Dumnezeu Sfânt este un Dumnezeu iubitor, este un Dumnezeu care are har și este un Dumnezeu care iartă. Am uitat la provocarea pocăințelor care vine din partea lui Dumnezeu, la propăduirea pocăinței, la practicarea pocăinței în aceste două modele a împăratului și a acestor oameni, la perspectiva pocăinței pe care o au ei, da? Conștientizează că merită mânia lui Dumnezeu, strigă către Dumnezeu să sprijină pe mânia lui Dumnezeu, o speranță Dumnezeu. Și uităm acum la produsul pocăinței. Scriptura spune foarte clar, aici versetul 10, Dumnezeu a văzut ce făceau ei. Și Iona, sau autorul cărții Iona, nu menționează tot ce făceau ei încă o dată, ci spune un singur lucru. Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea. Întotdeauna pocăința adevărată este cunoscută după rezultatele ei. Eu pot să spun că am simțit ceva, că am gândit ceva, că am sperat ceva. Întrebarea este care este rezultatul. Pentru că pocăința nu este o simplă stare emoțională, sufletească, chiar duhovnicească. Pocăința nu este doar această procesare a minții, a adevărurilor lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, păcătășenia noastră, starea noastră disperată, mila suverană a lui Dumnezeu, Dumnezeu e singura variantă de scăpare. Nu este doar așa un proces mental pe care îl fac. Este un proces mental pe care îl fac. Este o înnoire a minții mele. Este o afectare profundă a sentimentelor noastre. Dar pocăința este mai mult decât atâta. Pocăința se dovedește, se manifestă. Are ca rezultat întoarcerea la Dumnezeu. Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea. Mă pocăiesc doar în momentul în care m-am întors de la păcatul meu. Aia este pocăința adevărată. Și în final Dumnezeu primește pocăința lor. În final Dumnezeu primește pocăința lor. Spune Scriptura, a văzut Dumnezeu lucrul acesta, atunci
când Dumnezeu a văzut ce făceau ei, că se întorceau de la calea la lor cerea, Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să le-l facă și nu l-a făcut. Am o istorie destul de interesantă cu versetul ăsta. Acum câțiva ani, când eram mai continuaționist, așa, mai carismatic, chiar și atunci am scris un articol pe internet despre prorocie. Am zis, domnule, nu putem lua toate poveștile care le spun unii și alții ca fiind prorocii. Că ne bate în joc de Dumnezeu, da? Dacă eu zic, domnule, o să se întâmple asta și nu să se întâmple asta, m-am descalificat ca proroc, da? Trebuie să mă scoată frații afară în fața adunării să mă omoare cu pietre după legea Vechiului Testament. Bun, sau să mă scoată afară din adunare să nu mai intru niciodată acolo. Și o soră cu ghilimelele de rigoare, care era prorociță de vreo, nu știu cât, 30 de ani, după ce mi-a explicat că n-am Duhul Sfânt și nu înțeleg lucrarea Duhului Sfânt și egal cu zero, n-am nicio treabă, teologia mea m-a dus în rătăcire și așa mai departe, mi-a explicat din Sfânta Scriptură, din cartea Iona, că nu prorocul greșește când spune că se întâmplă un lucru și nu se întâmplă, ci Dumnezeu schimbă planul. Adică eu vin și îți spun ție, când ieși afară, o să treacă cineva pe lângă tine cu șapcă roșie pe care scrie Adidas și o să-ți ia 100 de lei. Tu ieși afară și nu a trecut nimeni cu șapcă roșie, nici nu ți-a dat 100 de lei. Spun, da, într-adevăr, nu s-a mai întâmplat asta, Dumnezeu a plănuit să facă asta, dar s-a schimbat Dumnezeu pentru că tu n-ai avut credință. Și am rezolvat problema. Deci problema nu sunt eu care ți-am spus, problema ești tu și Dumnezeu care s-a schimbat în funcție de anumite circunstanțe. Da? Cu excepția faptului că eu nu ți-am zis dinainte că trebuie să crezi. Da? Și spune, uite, mi-a dat ca text pasajul acesta și l-am auzit citat de mai multe ori și în discuții despre schimbarea planurilor lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu face planuri la care ține neapărat, Dumnezeu face planuri, dar pe parcurs să își schimbă planurile. Acum aș vrea să gândiți puțin logic lucrurile. Dumnezeu știa că ninivenii se vor pocăi. Deci luăm numai, nici nu mai punem situația biblică la propriu, că Dumnezeu l-a trimis pe Iona la Ninive ca să se pocăiască ăștia și Dumnezeu știa că trimițându-l pe Iona le va da har acestor oameni și oamenii aceștia se vor pocăi. Deci e clar, biblic vorbind, Dumnezeu a provocat pocăință la Ninive. Deci orice discuție că Dumnezeu și-a schimbat planul trebuie scoasă din calcul doar înțelegând lucrul acesta. Luăm însă varianta asta. Dumnezeu a știut că ninivenii se vor pocăi. Da? Credeți că Dumnezeu a stabilit să facă ce... Dumnezeu a știut că ninivenii se vor pocăi. Mai întreb ceva. Dumnezeu a știut că îi va ierta pe niniveni? A știut Dumnezeu că o să ierte pe niniveni și nu o să mai nimicească cetatea? Sigur că știu că nu o să nimicească cetatea. Cum mi-a să spui Dumnezeu, nu știu că nu o să nimicească. O zic că, cred că nu o să nimicească cetatea. Eu eram hotărât, pornit, dar mi-a trecut acum mânia aprinsă, da? Acum, dacă Dumnezeu știa că ei o să pocăiască și Dumnezeu știa că Dumnezeu o să ierte și nu o să nimicească cetatea, cum Dumnezeu putea să plănuiască ceva ce știa că nu o să facă? Adică crezi că a făcut Dumnezeu? Măi, eu îmi plănuiesc să nimicesc cetatea, dar mi-am plănuit deja să nu nimicesc după ce ei se pocăiesc. Deci e aberant, ajungem la niște aberații, la propriu vorbim niște aberații. Acum, într-adevăr, avem o problemă cu limbajul pe care îl folosește Scriptura. Dar este clar aici, Scriptura nu vorbește despre planul etern al lui Dumnezeu sau planul pe care Dumnezeu l-a făcut în sine însuși cu privire la cetatea Ninive. Dumnezeu nu se poate contrazice pe sine, Dumnezeu poate să stabilească anomalii. Dumnezeu stabilește să nimicească o cetate pe care a stabilit să nu o nimicească. Deci e aberant la propriu, da? E aberant la propriu. Acum, limbajul lui Dumnezeu, limbajul pe care îl folosește Iona aici, sau autorul cărții Iona, că Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea cerea, este clar un limbaj al percepției umane. Un limbaj al opticii umane. Cum adică? Dumnezeu a văzut ce făceau ei. Dumnezeu a știut din veșnicie ce o să facă ei. Dar este un limbaj al perspectivei umane, al opticii umane. A felul în care noi îl înțelegem pe Dumnezeu acționând acum, da? Deși Dumnezeu din veșnicie a știut și a stabilit ca El să se pocăiască, da? Este un limbaj a perspectivei umane, a perspectivei relaționale a noastră cu Dumnezeu, da? Eu așa percep pe Dumnezeu, că acum mă pocăiesc și Dumnezeu acum mă iartă, așa percep eu pe Dumnezeu.
Nu stau să filozofez că Dumnezeu din veșnicie ce-a făcut, cum o stabili. Nu! Eu vin sincer înaintea lui Dumnezeu, mă pocăiesc și știu pe baza promisiunilor Evangheliei că acum sunt iertat. Așa gândesc eu lucrurile, da? Adică într-o perspectivă, dintr-o perspectivă umană privesc lucrurile, da? Dintr-o perspectivă relațională. Eu nu sunt în afara timpului și spațiului din veșnicie la sfaturile lui Dumnezeu să văd cum se întâmplă lucrurile. Nu! Eu din optica mea umană, din pătrățica mea, cu mintea mea limitată, din optică, perspectivă umană, perspectivă relațională a mea, om cu Dumnezeu, om față de Creator, așa înțeleg că au loc lucrurile, da? Că Dumnezeu a văzut ce au făcut, că se întorceau la calea lor cerea și Dumnezeu s-a întors, da? De la ce a făcut. Acum, alt mod de a explica sau ceva care adaugă la acest lucru, da? Nu este vorba doar de o percepție umană, ceea ce vorbim și de plăcerea lui Dumnezeu, da? De plăcerea lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu nu-i face plăcere păcatul. Dumnezeu zice, continui în păcat, ăsta e rezultatul păcatului. Lui Dumnezeu îi face plăcere pocăința și Dumnezeu își arată această plăcere în pasajul acesta, da? Plus că aici aș spune că este vorba de proclamarea unui mesaj condiționat. Dacă credem că aceste 40 de zile le-au fost date pentru pocăință, și dacă înțelegem că ei au înțeles puțin din treaba asta, că aceste 40 de zile le sunt date pentru pocăință, înseamnă că strigarea asta încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită, este un mesaj condiționat. Mă, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită, în cazul în care voi continuați în starea în care sunteți acum. Ăsta este mesajul. Încă 40 de zile și Ninive, care este în păcatul în care este, va fi nimicită. Numai că în 40 de zile Ninive nu mai era în situația aceea. Da? Ninive nu mai era în starea aia morală și spirituală. Eu înțeleg mesajul lui Iona, este un mesaj condiționat. Nimicirea cetății Ninive este condiționată de continuarea lor în starea aceea. Odată ce starea lor s-a schimbat, atitudinea lui Dumnezeu față de ei, o vedem în locul acesta, o atitudine de iertare și de binecuvântare. Da? În consecință, mesajul lui Iona este un mesaj proclamator, este un mesaj de provocare a pocăinței. Mesajul lui Iona nu este un mesaj de descoperire a hotărârilor eterne a lui Dumnezeu. Dumnezeu a hotărât că după 40 zile voi să fiți nimiciți. Înțelegeți? Cam asta e treaba. Iona nu asta se duce să spună. Iona se duce și duce un mesaj de proclamare, e un mesaj de vestire a Evangheliei la propriu, care aduce pocăință în viața acestor oameni. La propriu, eu mă duc, să dăm altă situație, eu mă duc și spun oamenilor, voi o să fiți nimiciți la propriu, toți o să fiți nimiciți, pentru că sunteți în păcat. Acum ăla se pocăiește și îi spun, bă, nu o să mai fi nimicit. A, Dumnezeu și-a schimbat planul cu privire la el. Nu, tot e dintr-o perspectivă umană, din perspectiva proclamării lucrurilor, da? Din perspectiva percepției umane, din perspectiva relației omului cu Dumnezeu. Nu se schimbă nimic. Din punct de vedere al stării tale acum de necredincios, tu ești sub condamnarea lui Dumnezeu și o să te duci în iad. Și asta îți spun. Tu te pocăiești, dar nu vii după aia și îmi spui, bă, tu te-ai schimbat, mai înainte mi-ai spus că o să mă duc în iad și acum spui că nu o să mai duc în iad. Înseamnă că s-a schimbat Dumnezeu? Nu, înseamnă că te-ai schimbat tu, da? Prin puterea lui Dumnezeu. Asta înseamnă. Dumnezeu să ne dea putere fiecăruia dintre noi și înțelepciune și înțelegere tot mai clară pe zi ce trece a ceea ce este mesajul Evangheliei, să fim cuprinși de această urgență de proclamare a mesajului Evangheliei și să înțelegem cât de necesară este pocăința pentru noi, pentru cei de lângă noi, pentru copiii noștri, pentru neamurile noastre, pentru prietenii noștri, pentru colegii noștri și pentru toți. Soluția unică pentru păcat este pocăința. Asta e soluția lăsată de Dumnezeu. Asta este mesajul pe care îl avem. Altceva nu avem ce să facem. Biserica nu trebuie să-și abandoneze misiunea ei începând să facă lucruri pe care le poate face și lumea. Biserica, în primul rând, are rolul acesta, are responsabilitatea aceasta de a duce mesajul Evangheliei. Domnul să ne împuternicească. Amin. Amin.